4 membri ai PCRM din sectorul Buicani al capitalei au părăsit formațiunea și au aderat la Partidul Moldova Unită, relansat de fostul deputat comunist Vladimir Țurcan. Ei și-au motivat plecarea prin faptul că în partid, inclusiv în organizația de la Buicani, nu există democrație. Toate deciziile sunt luate de 2-3 persoane din conducerea de vârf. Foștii comuniști spun că exodul din PCRM este un fenomen tot mai vizibil în ultima vreme. Dar au plecat din rândul partidului de la sectorul Buicani cu multe mai multe persoane. Au plecat circa, eu știu, vreo 50 de persoane au părăsit acum, în ultimele, să spunem, zile. Fiodor Negru afirmă că toți comuniștii sunt transformați într-o mașină de vot, fiind obligați să susțină candidaturile la funcții importante în partid propuse de conducere. Nici arepa tânăra PCRM-ului nu a avut prea multă libertate de exprimare. Сталкивалась с тем, что вот до сюда можно, а дальше нельзя. Потому что мы хотим создать новую партию, которая будет левого толка, которая будет работать на базе демократических основ. Anterior, mai multe organizații teritoriale ale PCRM și-au anunțat plecarea din partid. Liderii comuniști au declarat că este vorba doar de câteva persoane și că acest lucru ajută la curățarea partidului de oamenii care au ajuns din întâmplare acolo.